Revoluția a izbucnit în București pe 21 decembrie 1989. Mitingul organizat de Ceaușescu în fața Comitetului Central al PCR la propunerea primarului Barbu Petrescu pentru a liniști apele după evenimentele de la Timișoara a fost fatal puterii comuniste. Locul în care mă aflu în aceste momente, în inima capitalei, în 21 decembrie, cu puțin timp înainte de ora 10, în curtea sediului Ministerului Afacerilor Interne, pe atunci sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, se aflau 10.000 de bucureșteni aduși mai mult cu forța de la locul de muncă pentru a-l ovaționa pe Nicolae Ceaușescu la adunarea populară. Nicolae Ceaușescu a evocat o serie de realizări ale Revoluției Socialiste și ale societății socialiste multilateral dezvoltate din România. Discursul său a fost întrerupt după doar un minut. A continuat, deși momentul de vociferări dădea aripi celor care începuseră să protesteze în toate colțurile țării. A încercat să-și continue discursul, deși la un moment dat a fost îndemnat chiar să intre în sediul instituției. A promis și 100 de lei la pensia de urmași și pensia minimă, creșteri pentru ajutoarele sociale și alocațiile copiilor, însă rumoarea s-a amplificat și totul s-a transformat într-un protest în toată regula. 9 minute și 35 de secunde a durat discursul până când toți oficialii au intrat în sediul instituției. Atunci, în 21 decembrie, a fost și ultimul discurs pe care Nicolae Ceaușescu l-a ținut în fața românilor. Mai degrabă o ultimă tentativă de a se adresa poporului din balconul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, balconul în care mă aflu în aceste momente. Atunci a fost și ultima zi în care Nicolae Ceaușescu a condus România. Cu trecerea orelor, tot mai mulți oameni ieșeau în stradă. Protestatarii neînarmați și neorganizați, cei mai mulți dintre ei tineri, erau întâmpinați de soldați. Trupe de la Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă și ofițeri de securitate, îmbrăcați în haine civile, se trăgea asupra mulțimii de pe clădiri, de pe străzi laterale și din tancuri. Un tab a intrat în mulțime în apropierea hotelului Intercontinental. La seara nopții, confruntările au devenit tot mai violente. Oamenii care cerau libertate au fost împușcați, înjunghiați, loviți cu taburile și striviți cu tancurile. Bilanțul oficial al zilei este înfiorător. 50 de morți, peste 450 de răniți și peste 1200 de oameni arestați și duși la jilav. Nicolae și Elena Ceaușescu au rămas în acea noapte în dormitorul special pregătit din clădirea Comitetului Central. La ora 7 dimineața, Elena Ceaușescu a fost informată că un mare număr de muncitori de pe mai multe platforme industriale înaintau spre centrul Bucureștiului. Baricadele miliției s-au dovedit ineficiente, iar la 9.30, piața universității era plină de oameni. La presiunea masei imense de demonstranți, forțele armate au început să fraternizeze cu demonstranți. Tot în jurul orei 9.30, ministrul apărării, Vasile Milea, s-a sinucis. După ora 10, mulțimea a început să ocupe piața din fața sediului CC, iar în scurt timp, numărul protestatarilor a trecut de 100 de mii. Presiunea era uriașă, așa că... Pe 22 decembrie, în jurul orei 12, Nicolae și Elena Ceaușescu s-au refugiat chiar aici, pe acoperișul clădirii, unde erau așteptați de un elicopter. Asta în timp ce manifestanții deja începuseră să forțeze ușile masive ale instituției și să escaladeze balconul clădirii. Însă dictatorul a reușit să fugă. În aceeași zi, la ora 15 la Târgoviște, avea să fie arestat. Aici, sub Comitetul Central, sunt o groază de tuneluri subterane. Unele duc la magazinul muzică, altele la Biserica Crețulescu, la Palatul Regal, inclusiv spre Casa Poporului. Deci ar fi putut să fugă și pe acolo. Sunt niște tuneluri cam subacvatice, deci curge apa, un metru pe un metru, și s-ar fi putut refugia și pe acolo, dar sigur, elicopterul e mai rapid, l-a luat elicopterul, pe el, pe soția lui, pe Manea Mănescu, mi se pare, și pe Emil Bobu, și a dus la Snagov, de unde ceaușeștii au luat niște acte, au mai luat și ceva, nu se știe ce, și pe urmă au plecat mai departe spre Nicăieri. Cu 3 minute înainte ca elicopterul să decoleze, spun istoricii, Nicolae Ceaușescu ar mai fi avut o ultimă tentativă disperată de a se adresa mulțimii. Acel moment ar fi fost imortalizat de un singur fotograf din piață. Este ultima fotografie în libertate a lui Nicolae Ceaușescu.
Haosul din București a cuprins atunci întreaga țară. După fuga ceaușeștilor, oamenii au ieșit în stradă în majoritatea localităților. La unele manifestații de acest fel, populația a atacat sedii de partid și de stat și posturi de miliție. În jurul orei 23, Ion Iliescu a anunțat constituirea Consiliului Frontului Salvării Naționale ca un nou organ al puterii. Cu toate acestea, haosul s-a răspândit, iar zvonurile că mulțimea este atacată de teroriști au dus la înarmarea civililor. Bilanțul morților și răniților începea să crească tot mai mult.